clasă. Bagă bine la cap. Azi devine în inspecție noul director al școlii. Toate ghiozdanele pe bancă! Bravo! Îmi place frumos! În ziua, în ziua, clasă drept! Stai jos! Clasă, bagă la cap! Azi ne vine în inspecție nouă director al școlii. Asta le-am spus și eu, domnule profesor. Foarte bine, dar trebuie să o afli de la mine, nu de la dumneata. Am înțeles. Ce cu ghiozdanele astea pe bâni? Toate ghiozdanele în bâni. Păi asta le-am spus și eu, domnule profesor. Atenție, bine! Unde sunt ghiozdanele voastre? În bani, domnule secretar. Păi cum, în bancă? Toate ghiozdanele pe bancă? N-ați auzit ce a spus domnul secretar? Toate ghiozdanele pe bancă. Clasă! Drept! Bună ziua, domnule director! Bună ziua, copii! Să trăiți! Las loc. Dar ce-i cu ghiozdanele astea pe bancă? Cine vă spune, nu vă spun să spune, puneți ghiozdanele pe bancă, toate ghiozdanele pe bancă! Copii, sper să ne înțelegem. Am venit să văd cum vă simțiți după treaptă, ce vă frământă, ce necazuri aveți. Domnule director, mă bate. Cine? Frumos. Foarte frumos. Dar, domnule director... Te scuza. Tocmai dumneata, un om cu lucrări, cu doctorat. Domnule director... Știu, o să-mi spui că e un ticălos, nu? Nici chiar așa. Că e nedisciplinat. Domnule director, e încăpățânat. De-aia și rămas 3 ani, 4, mai mulți ani, repetând. Îi bateți de înnebunit și pe urmă vă mai mirați. Ochi are? Are. Urechi are? Are. Minte are? E încăpățânat, ne face în ciudă, domnule. Astea sunt cele 3 elemente folosite în pedagogia modernă. Ochi să vadă, urechi să audă și minte să priceapă. Dar, domnilor, profesor, dumneavoastră vă lipsește altceva, și anume răbdarea. Răbdare, răbdare și iar răbdare. E încăpățânat, domnule. Nu se poate. Ia să încercăm și noi. Elev, ia vino încoace. Ia spune-ne tu nouă cine este noul director al școlii. Domnul director Pandrescu Vasile. Nu, elev. Directorul Pandrescu Vasile a fost directorul școlii. În locul lui am venit eu, Alexandru Bălănescu. Deci, cine este directorul școlii? Domnul director Pandrescu Vasile. V-am spus eu că e încăpățânat. Silans, domn profesor. Mă, băiete, directorul școlii a fost Pandrescu Vasile. A plecat, a ieșit la pensie. În locul lui am venit eu, Alexandru Bălănescu. De ce eu am venit, Alexandru Bălănescu? Cine e directorul școlii? Domnul director Pandrescu Vasile. Mă, băiatule, Pandrescu Vasile a plecat, s-a dus acasă la el să se odihnească. A muncit prea mult și se odihnește. Și în locul lui am fost adus eu, Alexandru Bălănescu. Cine-i directorul școlii? Pandrescu Vasile. Nu, cred că l-am luat prea destus. Uite, trebuie să cobor puțin. Uite, mă, băiatule, eu nu mai sunt director. Da? Nu mai sunt director. Eu sunt elev, ca și tine. Mă numesc Alexandru Bălănescu. Cum te cheamă pe tine acum? Bălănescu Alexandru. Squiz! Spargi joc de mine, nenorocitule! Spargi joc de mine, te dau afară din toate școlile din țară! Nu ți-e rușine, măcarule, te bat cu curajul de te omor! Păi nu ți-e rușine, chiar așa ne batem joc? Stați, domnule, stați puțin că aici are dreptate. O fie el încăpățânat, dar are dreptate și pe el. Tot Bălănescu Alexandru îl cheamă.